Da, zic că e nevoie de o cafea pentru că aici s-a asigurat permanența de deja de 72 de ore. Sunt echipaje de poliție care se schimbă. Și știu că nu e destul de plăcut să stai zi și noapte și să păzești apa, ca să nu glumim mai mult. Și atunci m-am gândit să fac un simplu gest de solidaritate, cum spuneți, da. O cafea caldă, fierbinte, în satul Arini, deci chiar pe malul Oltului, pot să spun la 200 de metri de Olt, ca să nu exagerez. Și la aceste fenomene trebuie să ne așteptăm și să ne obișnuim cu ele de acum încolo. Pentru că aceste ape care vin peste noi, de fapt, nu vin degeaba, dezechilibrăm sistemul din amontele apelor, ca să nu spun pe nume, pădurea, care nu mai este, această apă își face de cap, după cum se vede. Deci, timpul nu putem să-l mai dăm înapoi, pădurea are nevoie de 50 de ani pentru regenerare, deci tot ce putem face să reîndiguim ce s-a îndiguit, să ne gospodărim așa cum putem și să canalizăm apa pe unde își va face noul val.